Agatha Christie, Poirot, Primele cazuri. Citește Carmen Dumitriu. Moștenirea Le Mesurier. În compania lui Poirot am investigat multe cazuri ciudate, dar cred că niciunul nu se poate compara cu acea extraordinară serie de evenimente ce ne-a întreținut interesul pe o perioadă de mulți ani și care a culminat cu ultima problemă adusă lui Poirot să o rezolve. Prima dată, atenția noastră ne-a fost atrasă de istoria familiei Le Mesurier într-o seară, în timpul războiului. Poirot și cu mine abia ne reîntâlniserăm de puțină vreme, renodând vechea prietenie din Belgia. Se ocupase de o chestie măruntă pentru Ministerul de Război, terminând-o spre întreaga lor satisfacție. Ca urmare, cine asemna Carlton cu o șapcă de alamă, care i-a făcut mari complimente lui Poirot de câteva ori în timpul mesei. Șapca de alamă a trebuit să plece să se întâlnească cu cineva, așa că noi ne-am terminat cafeaua într-un mod relaxat înainte de a-i urma exemplul. În momentul în care părăseam camera, am fost salutat de o voce care mi-a sunat familială și, întorcându-mă, l-am văzut pe capitanul Vincent Le Mesurier, un tânăr pe care îl cunoscusem în Franța. Era cu un om mai în vârstă, a cărui asemănare îl recomanda ca fiind din aceeași familie. Lucru ce se dovedi adevărat, el fiindu-ne prezentat ca domnul Hugo Le Mesurier, unchiul tânărului meu prieten. De fapt, nu-l cunoșteam deloc de aproape pe capitanul Le Mesurier, dar era un tânăr plăcut, ambisător în felul lui și mi-am amintit vorbindu-se că aparținea unei vechi și nobile familii cu o proprietate în Northumberland care data dinainte de reformație. Poirot și cu mine nu ne grăbeam și, la invitația tânărului, ne-am așezat la masa celor doi noi prieteni și am discutat mult și plăcut despre diferite probleme. Unchiul Mesurier era un bărbat în jur de 40 de ani, cu o alură de savant în ținuta lui dreaptă. Pentru moment era angajat într-un studiu de cercetări chimice pentru guvern, se părea. Discuția noastră a fost întreruptă de un tânăr înalt, brunet, care păși spre masă, evident frământat și agitat. Slavă Domnului că v-am găsit pe amândoi!" exclamă el. Ce s-a întâmplat, Roger?" Părintele tău, Vincent, o căzătură rea." Calul era tânăr, a fost târât pentru că a tras de cealaltă parte. În câteva minute, cei doi prieteni noștri s-au despărțit în grabă de noi. Tatăl lui Vincent Le Mesurier avusese un accident serios în timp ce încerca un cal tânăr și se aștepta să trăiască până dimineață. Vincent se făcu alb ca varul și păru aproape uluit de știre. Într-un fel, am fost surprins, deoarece, din cele câteva cuvinte pe care le lăsase să-i scape pe această temă încă din Franța, înțelesesem că el și tatăl său nu erau un termen prea prietenești, așa că etalarea sentimentului filial m-a cam mirat acum. Tânărul brunet, care ne fusese prezentat ca văr, domnul Roger Le Mesurier, rămase în urmă, așa că noi trei am plecat împreună. O treabă destul de curioasă, remarcă tânărul. Poate îl va interesa pe domnul Poirot. Am auzit de dumneavoastră, știți, domnule Poirot, de la Higginson. Higginson era prietenul nostru cu șapcă de alamă. El susține că sunteți o somitate în psihologie. Studiez psihologia, da, recunosc cu prietenul meu cu precauțiune. Ați văzut fața vărului meu? A fost absolut răvășit, nu-i așa? Știți de ce? Un străvechi blestem de familie. V-ar interesa să-l aflați? Ar fi foarte drăguț din partea dumitale să ne-l povestești. Roger Le Mesurier se uită la ceas. Mai am o groază de timp. Mă întâlnesc cu ei la King's Cross. E bine, domnule Poirot, Le Mesurier este o familie veche. Cu mult timp în urmă, în vremurile medievale, un Le Mesurier a început să-și bănuiască soția. A găsit-o pe doamnă într-o situație compromițătoare. Mi-a jurat că era nevinovată, dar bătrânul baron Hugo nu a vrut să audă. Ea avea un copil, un fiu, și el a jurat că băiatul nu era al lui și că nu-l va moșteni niciodată. Am uitat ce a făcut. Pro fantezie medievală ca aceea de a-i zidivi pe mamă și pe fiu. Oricum, ea a omorât pe amândoi și ea a murit protestând că este nevinovată și blestemând solemn pentru totdeauna familia Le Mesurier. Blestemul suna ca niciun băiat, primul născut din această familie, să nu moștenească vreodată ceva. E bine, timpul a trecut și nevinovăția doamnei a fost stabilită fără îndoială. Cred că Hugo a purtat o cămașă de păr și și-a terminat zilele în genunchi în celuna unui călugăr. Dar
Lucrul curios este că din ziua aceea și până astăzi, niciun fiu prim născut nu a moștenit vreodată moșia. Mi-a revenit fraților, nepoților, celui de-al doilea fiu născut în familie, dar niciodată celui mai mare. Tatălui Vincent era al doilea din cinci fii, primul murind în copilărie. Bineînțeles că tot în timpul războiului, Vincent a fost convins că dacă era cineva sortit să moară, atunci, cu siguranță, acela era el. Dar, destul de ciudat, cei doi frați ai săi mai mici au fost uciși și el a rămas nezgâriat. Interesantă istoria asta de familie, spuse Poirot meditativ. Dar acum tatăl său moare și el, ca fiul cel mai mare, îl moștenește? Exact. Un blestem s-a risipit, incapabil să reziste curentului vieții moderne. Poirot dădu din cap, ca și cum condamnat-o în glumeț al acestuia. Roger Lemezuie s-a uitat din nou la ceasul său și ne-a spus că trebuie să plece. Urmarea povestirii sosi în dimineața următoare, când am aflat despre tragica moarte a capitanului Vincent Lemezurier. El călătorise spre nord cu trenul de Scoția și în timpul nopții trebuie să fi deschis ușa vagonului și să fi sărit pe linie. Șocul accidentului tatălui său, suprapunându-se șocului unui obuz, se credea că i-ar fi cauzat un temporar dezechilibru mental. Curioasa superstiție despre familia Lemezurier a fost menționată în legătură cu noul moștenitor, fratele tatălui său, Ronald Lemezurier, al cărui fiu unic murise în bătălia de pe Somme. Cred că întâlnirea noastră întâmplătoare cu tânărul Vincent în ultima seară a vieții sale ne-a sporit interesul față de familia Lemezurier, pentru că am luat notă cu anumită curiozitate, 2 ani mai târziu, de moartea lui Ronald Lemezurier, ce fusese socotit invalid în momentul în care intrase în posesia averii familiei. Fratele său, John, l-a moștenit, un om sănătos, tun, cu un băiat la Eton. Desigur, un destin rău umbra familia Lemezurier. Chiar în următoarea sa vacanță, băiatul reuși să se împuște fatal. Moartea tatălui său, care interveni brusc după ce fusese înțepat de o viespie, trecea moșia în posesia celui mai mic dintre cei 5 frați, Hugo, de care ne-am amintit că îl întâlnisem în noaptea fatală la Carlton. În afară de a comenta extraordinara serie de nenorociri care se abătuse asupra familiei Lemezurier, nu aveam vreun interes personal în poveste, dar timpul se scurgea și noi am fost și mai implicați. Într-o dimineață a fost anunțată doamna Lemezurier. Era o femeie înaltă, activă, cam de vreo 30 de ani, care dovedea, prin purtarea sa, multă hotărâre și bun simț. Vorbi cu un accent slab transatlantic. Domnul Poirot, îmi pare bine să vă întâlnesc. Soțul meu, Hugo Lemezurier, v-a cunoscut odată, cu mulți ani în urmă, dar cred că nici nu vă mai amintiți. Mi-amintesc perfect, doamnă. Am fost la Carlton. Oh, e minunat! Domnule Poirot, sunt foarte îngrijorată. În legătură cu ce, doamnă? Cu băiatul meu cel mare. Știți, am 2 băieți. Ronald, de 8 ani, și Gerald, de 6 ani. Continuați, doamnă. De ce ați fi îngrijorată pentru micuțul Ronald? Domnule Poirot, în ultimele 6 luni era cât pe ce să moară de 3 ori. Odată a scăpat de la nec când eram cu toții în Cornwall. Vara aceasta, a doua oară, când a căzut de la fereastra camerei lui, și a treia oară era să se otrăvească cu ptomaină. Probabil că fața lui Poirot exprima prea elocvent ceea ce gândea, pentru că doamna Lemezurier s-a grăbit fără să mai facă vreo pauză. Știu că vă închipuiți că sunt o femeie cam proastă și nebună, care face din țânțar armăsar. Dar deloc, doamnă, orice mamă ar trebui înțeleasă că este neliniștită din cauza acestor întâmplări, dar nu prea văd cum pot să vă ajut. Eu nu sunt le bon Dieu să controlez valurile de apă. Cât despre fereastra camerei, v-a sugera să puneți niște bare de fier. Iar cât despre mâncare, ce poate egala grija unei mame? Dar de ce aceste lucruri se întâmplă în lui Ronald și nu lui Gerald? Șansa, doamnă, lui hazard. Așa credeți? Dumneavoastră ce credeți, doamnă? Dumneavoastră și soțul. Ombră trecu pe fața doamnei Lemezurier. N-are niciun rost să mă duc la Hugo. Nu vrea să mă asculte. Cum probabil ați auzit, se presupune că familia e blestemată ca primul născut să nu succească la avere. Hugo crede în asta. El este vrăjit de istoria familiei și e superstițios în cel mai înalt grad. Când mă duc la el cu temerile mele, îmi spune că e blestemul și că nu putem scăpa de el.
Dar eu sunt din Statele Unite, domnule Poirot, și pe acolo noi nu credem în blesteme. Ne plac când aparțin unei vechi și cu adevărat nobile familii. Asta îi dă un fel de cașe, știți? Eu am fost doar o actriță de comedie muzicală într-un rol mic când Hugo m-a întâlnit și mă gândeam că blestemul familiei era simpatic în cuvinte. Așa ceva merge de povestit într-o seară de iarnă în fața focului, dar când e vorba de proprii tăi copii, și eu mi-ador copiii, domnule Poirot, aș face orice pentru ei. Deci, refuzați să credeți în legenda familiei, doamnă? Poate o legendă să taie tulpina unei iedere? Ce spuneți acolo, doamnă? Strigă Poirot cu o expresie de mare uimire. Spun, poate o legendă sau o fantomă, dacă doresc să o numesc așa, să taie tulpina unei iedere? Nu spun nimic despre Cornwell. Orice băiat ar putea nota prea departe și să aibă greutăți, deși Ronald știe să note de la 4 ani. Dar cu iedera este altceva. Amândoi băieții erau foarte neastimpărați. Ei descoperiseră că puteau urca și coborâ pe iederă. Făceau întotdeauna asta. Într-o zi, Gerald era plecat. Ronald a făcut-o ca de obicei. Iedera a cedat și el a căzut. Din fericire, nu s-a rănit prea serios. Dar eu am ieșit și am examinat iedera. Era tăiată, domnule Poirot. Tăiată în mod deliberat. E foarte serios ce-mi spuneți, doamnă. Și băiatul cel mic era plecat de acasă în acel moment. Așa spuneți. Da. Și când cu otrăvirea era tot plecat? Nu, erau amândoi. Curios, murmură Poirot. Acum, doamnă, cine mai locuiește cu dumneavoastră în casă? Domnișoara Sanders, guvernanta copiilor, și John Gardner, secretarul soțului meu. Doamnele Messier se opri puțin încurcată. Și mai cine, doamnă? Maiorul Roger Le Mesurier, pe care, de asemenea, l-ați întâlnit în seara aceea, cred. Stă cu noi o mulțime. Ah, da, el e un văr, nu? Un văr îndepărtat. El nu aparține ramurii familiei noastre. Totuși, cred că acum el este cea mai apropiată rudă a soțului meu. Este un om bun și ținem cu toții la el. Băieților le e tare greag. Nu el a fost cel care i-a învățat să se urce pe iederă? S-ar fi putut. El îi incită la rele destul de des. Doamnă, îmi cer scuze pentru ceea ce v-am spus mai devreme. Pericolul este real și cred că vă pot fi de folos. Vă sugerez să ne invitați pe amândoi să stăm la dumneavoastră. Soțul nu va obiecta? Oh, nu. Dar el va crede că nu va avea niciun rost. Mă înfurie felul în care pur și simplu stă și așteaptă ca băiatul să moară. Liniștiți-vă, doamnă. Lăsați-ne să ne facem pregătirile în mod metodic. N-am făcut cum trebuia pregătirile și a doua zi ne îndreptam spre nord. Poirot căzuse în reverie. Își reveni și remarcă brusc. Într-un tren ca ăsta a căzut Vincent Le Mesurier. A pus un ușor accent pe cuvântul a căzut. Doar nu cumva suspectezi vreun joc sinistru, am întrebat. Te izbit, Hastings, faptul că unele decese ar fi putut fi, să zicem, aranjate? Să luăm de exemplu pe cel al lui Vincent. Apoi, băiatul de la Eton. Un accident cu pușca e întotdeauna ambigu. Să presupunem că acest copil a căzut de la fereastra camerei și a murit. Ce poate fi mai natural și mai puțin bănuitor? Dar de ce numai un singur copil Hastings? Cine profită de pe urma celui mai mare? Fratele mai mic, un copil de 7 ani. Absurd. Au de gând să termine și cu el mai târziu, am sugerat eu, deși n-am nicio idee cine puteau fi ei. Poirot dădu din cap nemulțumit. Otrăvire cu ptomaină, gândână el. Atropina ar produce aproape acelea simptome. Da, e nevoie de prezența noastră. Doamnele Mesurier ne-a primit plină de entuziasm. Apoi ne-a luat și ne-a dus în biroul soțului ei și ne-a lăsat cu el. Se schimbase foarte mult de când îl văzusem. Umerii se gârboviseră mai mult decât oricând și fața sa avea o curioasă tentă gripal. El ascultă cât timp Poirot îi explică prezența noastră în casa lui. Exact ca bunul simț practic al soției mele, Sadie, spuse el la sfârșit. Rămâneți oricum, domnule Poirot, și vă mulțumesc că ați venit. Dar ce e scris, e scris. Să scap de soartă e greu. Noi, le mezurierii, știm. Niciunul nu poate să scape de ce este hărăzit. Poirot menționa iedera tăiată, dar Hugo păru foarte puțin impresionat. Fără îndoială vreun grădinar distrat. Da, da, poate fi vreun instrument, dar scopul din spatele lui e clar.
Și vă spun deschis, domnule Poirot, nu mai poate dura mult timp. Poirot se uită la el cu atenție. De ce vorbiți așa? Pentru că eu însumi sunt condamnat. Am fost la un doctor anul trecut. Sufăr de o boală incurabilă. Sfârșitul nu mai poate întârzia mult timp. Dar, înainte de a muri eu, Ronald va dispărea. Gerald va moșteni. Și dacă îi se întâmplă ceva și celui de-al doilea fiu al dumneavoastră, nimic nu îi se va întâmpla. El nu este amenințat. Dar dacă îi se întâmplă, insistă Poirot, vârul meu Roger este următorul moștenitor. Am fost întrerupți. Un om înalt, cu o siluetă frumoasă și păr castaniu, aspru, cârlionțat, intră cu un vraf de hârtii. Lasă-le în plata domnului acum, Garner, spuse Hugo Le Mesurier, apoi adăugă, secretarul meu, domnul Garner. Secretarul se înclină, pronunță câteva cuvinte plăcute și apoi plecă. În ciuda faptului că arăta bine, avea ceva respingător. I-am spus asta lui Poirot imediat după aceea, când ne plimbam împreună prin frumoasele împrejurimi și, spre surpriza mea, fu de acord. Da, da, Hastings, ai dreptate. Nu-mi place de el. Arată prea bine. E unul făcut pentru o slujbă ușoară. A, uite copiii! Doamna Le Mesurier se îndrepta spre noi cu cei doi copii lângă ea. Erau băieți drăguți. Cel mic brunet ca mama sa, cel mare cu bucle castanii. Au dat mâna destul de frumos și, curând, nu se mai dezlipiră de Poirot. Apoi am fost prezentat domnișoarei Sanders, o femeie greu de descris, care completa grupul. Timp de câteva zile am avut o existență ușoară, plăcută, mereu vigilenți, dar fără niciun rezultat. Băieții duceau o viață normală, fericită și nimic nu părea să fie în neregulă. În a patra zi, după sosirea noastră, maiorul Roger Le Mesurier veni în vizită. Era puțin schimbat, totuși degajat și vivant ca înainte, cu aceeași manieră de a trata toate lucrurile cu ușurință. El era evident un mare favorit al băieților, care l-au întâmpinat cu strigăte de încântare și imediat l-au atras să se joace de-a indienii sălbatici în grădină. Am observat că Poirot s-a luat după ei fără să-l fi văzut. A doua zi am fost cu toții invitați la ceai, inclusiv băieții, la doamna Claygate, al cărei domeniu se învecina cu cel al familiei Le Mesurier. Doamna Le Mesurier ne-a propus să venim și noi, dar păru destul de ușurată când Poirot refuză și declară că ar prefera mai curând să rămână acasă. După ce toți plecară, Poirot se apucă de treabă. Îmi reamintea de un terier inteligent. Cred că n-a fost niciun colț al casei lăsat necercetat. Și totuși a făcut-o atât de liniștit și metodic că nu a atras atenția asupra investigațiilor sale. În mod clar, a rămas nesatisfăcut la sfârșit. Am servit ceaiul pe terase cu domnișoara Sanders, care nu plecase cu ceilalți. Băieților le va plăcea, murmură ea în felul ei fad, deși sper că se vor purta frumos, nu vor strica straturile de flori și nu se vor apropia de albine. Poirot se opri chiar când sorbea. Arăta ca un om care văzuse o fantomă. Albine? Întrebă el cu o voce ca de tunet. Da, domnule Poirot, albine. Trei stupi. Lady Claygate este foarte mândră de albinele ei. Albine? Strigă Poirot din nou. Apoi sări de la masă și începu să patruleze pe terasă cu mâinile pe cap. Nu-mi puteam imagina de ce micuțul om era atât de agitat la simpla menționare a albinelor. În acel moment am auzit o mașină întorcându-se. Poirot era pe trepte când grupul apăru. Ronald a fost împuns, strigă Gerald precipitat. Nu-i nimic, spuse doamna Le Mesurier. Nici nu s-a umflat. I-am pus amoniac pe locul acela. Ia să văd, flăcăule, spuse Poirot. Unde te-a înțepat? Aici, într-o parte a gâtului, spuse Ronald cu importanță. Dar nu mă doare. Tata a spus, stai liniștit, eu albină pe tine. Și eu am stat nemișcat și el a îndepărtat-o. Dar întâi m-a înțepat, deși nu m-a durut. A fost ca un ac și n-am strigat, pentru că sunt de acum mare și mă duc la școală la anul. Poirot examina gâtul copilului, apoi mă trase deoparte. Mă luă de braț și murmură. La noapte, mon ami, la noapte avem o mică treabă. Nu spune nimic nimănui. Refuză să-mi zică mai multe și eu am petrecut seara devorat de curiozitate. El se retrase de vreme și eu i-am urmat exemplu. Când urcam scările, m-a prins de braț și mi-a dat instrucțiuni. Nu te dezbrăca, așteaptă câtva timp, stinge lumina de la tine și vino aici să ne întâlnim. Am făcut întocmai și l-am găsit așteptându-mă.
Când sosi momentul, îmi făcu un gest să păstrez tăcerea și ne-am strecurat fără zgomot spre aripa unde erau camerele copiilor. Ronald ocupa o cămăruță proprie. Am intrat în ea și ne-am așezat în colțul cel mai întunecos. Respirația copilului se auzea grea și uniformă. Pare că doarme foarte adânc, am șoptit. Poirot mă aprobă. Drogat, murmură el. De ce? Ca să nu țipe la... La ce? Am întrebat, când Poirot s-a oprit. La înțepătura acului hipodermic, mon ami. Să nu mai vorbim, pentru că aștept ca ceva să se întâmple imediat. Dar, în privința asta, Poirot a greșit. Au trecut 10 minute, ușa s-a deschis încet și cineva a intrat în cameră. Am auzit sunetul unei respirații repezi, grăbite. Pașii se îndreptară spre pat și atunci se auzi deodată un sunet. Lumina unei mici lanterne căzu pe copilul adormit. Cel care o ținea era încă invizibil, în umbră. Persoana lăsă jos lanterna. Cu mâna dreaptă scoase o seringă, cu stânga atinse gâtul băiatului. Poirot și cu mine am sărit în aceeași clipă. Lanterna s-a lostogolit pe dușumea și noi ne-am luptat cu intrusul în întuneric. Puterea sa era extraordinară. În cele din urmă, i-am venit de hac. Lumina Hastings, trebuie să-i văd fața. Deși mă tem că știu prea bine a cui față e. Așa credeam și eu, în timp ce bâșbâiam după lanternă. Într-o clipă îl suspectasem pe secretar, fiindcă îmi displăcuse de la început. Dar acum eram sigur că omul care avea de câștigat de pe urma morții celor doi verișori era monstru pe care îl prinsesem. Am dat cu piciorul de lanternă, am ridicat-o și am aprins lumina. Am luminat din plin fața lui Hugo Lemezurier, tatăl băiatului. Lanterna aproape îmi căzut din mână. Imposibil, am murmurat răgușit. Imposibil! Lemezurier era inconștient. Poirot și cu mine l-am cărat până în camera lui și l-am întins pe pat. Poirot se aplecă și încet trase ceva din mâna lui dreaptă. Mi-o arătă. Era o seringă hipodermică. Am cutremurat. Ce e în ea? O travă? Acid formic, îmi închipui. Acid formic? Da. Probabil obținut prin distilarea furnicilor. Ți-amintești? El era chimist. Moartea ar fi fost pusă pe seama înțepăturii de albină. Doamne, am murmurat. Propriul său fiu. Și tu te-ai așteptat la asta? Poirot dădu din cap cu gravitate. Da, e nebun. Desigur, mi-imaginez că istoria familiei a devenit o manie pentru el. Dorința lui intensă de a moșteni averea l-a făcut să comită o serie lungă de crime. Probabil, ideea i-a venit prima dată când a călătorit spre nord, în noaptea aceea cu Vincent. Nu putea să suporte ca blestemul să nu se împlinească. Fiul lui Ronald murise deja și Ronald însuși era pe moarte. Era o ramură slabă. El a aranjat accidentul cu pușca și, ceea ce nu am bănuit până acum, a comis moartea fratelui său John prin aceeași metodă, de injectarea acidului formic în vena jugulară. Atunci, ambiția lui s-a realizat și a devenit stăpânul latifundiilor familiei. Dar triumful său a fost de scurtă durată. A descoperit că suferea de o boală incurabilă. Și el avea ideea fixă a nebunului. Fiul cel mare al lemezurierilor nu putea să moștenească. Bănuiesc că accidentul din apă i s-a datorat tot lui. El l-a încurajat pe băiat să înoate prea departe. Nereușind asta, a tăiat iedera și apoi a otrăvit mâncarea copilului. Diabolic, a murmurat cu un fior. Și atât de inteligent plănuite. Da, mon ami, nimic nu e mai uimitor decât extraordinarea sănătatea nebunului. Cu excepția extraordinarei excentricității acelui sănătos. Îmi imaginez că numai în ultimul timp a sărit complet peste cal. La început, nebunia lui a folosit o metodă. Și când te gândești că eu îl suspectam pe Roger, băiatul acela splendid. Era presupunerea firească, mon ami. Știam că și el călătorise spre nord împreună cu Vincent în noaptea aceea. Mai știam că el era singurul moștenitor după Hugo și copiii acestuia. Dar supoziția noastră nu se baza pe fapte. Iedera a fost tăiată numai când micuțul Ronald era acasă, dar ar fi fost în interesul lui Roger ca amândoi copiii să piară. De asemenea, mai mâncarea lui Ronald a fost otrăvită. Și astăzi, când s-au întors acasă și am aflat că numai tatăl lui știa că Ronald fusese înțepat, mi-am reamintit de cealaltă moarte datorată înțepăturii unei viespi. Și atunci am știut. Hugo Lemezurier a murit câteva luni mai târziu într-un azil particular în care a fost dus.
Văduva lui s-a recăsătorit un an mai târziu cu domnul John Garner, secretarul cu părul castaniu. Ronald a moștenit marile latifundii ale tatălui său și continuă să prospere. Bravo, bravo, i-am spus lui Poirot. Încă o iluzie destrămată. Ai risipit cu mult succes blestemul familiei Le Mesurier. Mă îndoiesc, spuse Poirot foarte gânditor. Mă îndoiesc chiar foarte mult. Ce vrei să spui? Mon ami, am să-ți răspund cu un cuvânt semnificativ. Roșu. Sânge? Am întrebat, coborându-mi în vocea până la o șoaptă plină de groază. Ai întotdeauna o imaginație melodramatică, Hastings. Mă refer la ceva mult mai prozaic. Culoarea părului micului Ronald Le Mesurier. Sfârșit.